tradiționalist la anunțarea moțiunii, liberal-conservator l-ați definit dumneavoastră, ați lansat și un atac la adresa neomarxiștilor, mm-hmm. e o poziționare, mm-hmm. ați zis niște vorbe și despre ei, mm-hmm. o poziționare foarte fermă, fără loc de îndoială ce fel de național-liberalism se practică în PNL, deși sunt mai multe curente. Definiți-ne puțin această viziune a dumneavoastră. Eu știu că și la candidatura precedentă ați vorbit despre valorile astea, dar acum domnul, sunt mult mai pronunțate discurs. Domnul Jean-Pierre, vă rog. Statutul Partidului Național Liberal prevede că programul politic trebuie să țină cont de valori, principii, idei din cadrul liberalismului, creștin-democrației și conservatorismului. Asta e prevăzut în statutul Partidului Național Liberal, iar Partidul Național Liberal nu este un partid născut după Revoluție din Neant. Partidul Național Liberal este partidul cu cea mai bogată și cea mai lungă istorie dintre toate formațiunile politice care există astăzi la nivel european. Partidul Național Liberal are o lungă istorie, a fost înființat în 1875, deși fracțiuni liberale au existat și înaintea unirii, să spun, de la Mazar-Pașa, practic unificării fracțiunilor liberale într-o singură forță politică liberală. Partidul Național Liberal are o doctrină și o acțiune politică care s-a manifestat de-a lungul istoriei. Partidul Național Liberal practic este actorul principal și actorul decisiv în toate realizările României în cadrul istoriei moderne. Noi nu putem să ne facem că suntem Partidul Național Liberal care nu are nicio legătură cu trecutul, să spunem că noi arătăm ce este liberalismul de acum. Partidul Național Liberal a avut de-a lungul istoriei câteva linii. În primul rând, o puternică componentă națională. Partidul Național Liberal a fost întotdeauna apărătorul intereselor fundamentale ale națiunii române. A fost întotdeauna un partid care a respectat și a promovat personalitatea, specificul poporului român, tradițiile, obiceiurile, în general tot ceea ce este caracteristic națiunii române. Partidul Național Liberal a fost un partid și este și trebuie să fie în continuare un partid care sprijină capitalul românesc, care sprijină companiile românești, sigur, fără să discrimineze companiile străine, dar trebuie să facă ceea ce face cam orice țară europeană. Vorbim despre un naționalism moderat? Categoric, un patriotism luminat. Patriotism luminat, ăsta e termenul. Cam așa l-aș, și credeți cam că... așa l-aș intitula, dar asta este, a fost, este și va fi vocația Partidului Național Liberal de a asigura permanent dezvoltarea, de a asigura permanent. Partidul Național Liberal a fost preocupat, de exemplu, de dezvoltarea infrastructurii, încă din prima guvernare lungă a lui Ion C. Brătianu s-a concentrat pe dezvoltarea infrastructurii de transport, infrastructurii de căi ferate, s-a concentrat pe dezvoltarea infrastructurii de transport prin drumurile, miile de kilometri de drumuri pe care le-a realizat. Da, Partidul Național alege... Liberal practic da. A apărat instituții fundamentale din societatea românească, biserica, apărător al satului românesc, familia, școala și, în general, a fost un promotor al culturii și personalității românești de-a lungul istoriei. Și credeți că în aceste alegeri se joacă nu doar funcția de președinte al premierului, dar și viitorul partidului? Adică, credeți că există varianta sau posibilitatea ca dacă dumneavoastră nu rămâneți președintele PNL și domnul Florin Câțu obține această funcție la Congres, ca Partidul Național Liberal să devină mai degrabă un USR Plus? Există posibilitatea asta, așa cum ați văzut dumneavoastră curentele statutul, din partid? Statutul Partidului Național Liberal prevede că moțiunea câștigătoare, moțiunea candidatului care este ales președinte, devine programul politic al Partidului Național Liberal. Din cauza asta am fost extrem de meticulos și atent în elaborarea moțiunii cu care m-am prezentat în fața colegilor mei, pentru că această moțiune, după victoria în cadrul Congresului, devine programul politic al Partidului Național Liberal. Deci viziunea președintelui cu care candidează devine programul politic așa al partidului. Este. Așa este. Deci, a citi moțiunea membrii, contra candidatului dumneavoastră? Membrii Partidului Național Liberal știu foarte bine lucrul ăsta.
asta, pentru că au mai existat congrese în care practic moțiunea câștigătoare este cea care a dat linia politică a partidului, pentru că devine programul politic al partidului. Ați avut ocazia să citiți moțiunea contra candidatului dumneavoastră? Am citit-o odată. N-am aprofundat-o. N-ați studiat-o, că nu e materie obligatorie nici în PNL, decât poate pentru simpatizanții. Eu, de exemplu, am acordat mai multă atenție, de exemplu, educației. Și tot ceea ce înseamnă transpunerea viziunii noastre și viziunii care a fost prezentată de președinte în cadrul României Educate în practică. Eu am alocat o atenție foarte mare în moțiune elementelor de susținere a capitalului românesc. Începusem să vă povestesc că, practic, noi trebuie să egalizăm tratamentul. Hai să fim cinstiți, capitalul românesc este un capital mult mai stabil, care îți rămâne și atunci când sunt condiții defavorabile și care este legat cu rădăcini mult mai puternice de societatea și de economia românească. A face lucruri de bun simț și anume a susține capitalizarea companiilor românești prin măsuri de susținere. Eu cred că este un lucru care este dezirabil și foarte important. Categoric. Noi avem, de exemplu, foarte multe dintre întreprinderile mici și mijlocii sunt pe capital negativ și din cauza asta sunt foarte greu bancabile. Accesul la capital se desfășoară în mod diferențiat, să spun, între o companie românească care nu se poate împrumuta decât de pe piața financiar-bancară din România față de companii care se pot împrumuta de la bănci din țara mamă. Credeți că guvernul PNL până acum n-a făcut suficiente pentru capitalul românesc? Susținerea pătrunderii pe piața externă, a internaționalizării companiei, odată ce se maturizează o companie pe piața românească, pe piața autohtonă și are capacitatea de a deveni competitivă pe alte piețe. Normal că trebuie să existe un sprijin din partea guvernului pentru companiile românești. Am putea continua încă câteva ediții, dar mai avem foarte puține momente până la final și sunt două chestiuni pe care aș vrea să le mai punctez. Prima ar fi, s-a hotărât domnul Bolojan pe cine susține? Decizia filialei județene care s-a luat în colegiul director județean este aceea că ei sunt de acord ca eu să pot să candidez la președinția PNL. Asta înseamnă votul din colegiul director județean. Deci sunt de acord ca dumneavoastră să candidați? Da. Păi, condiția de a putea candida este aceea să depui o moțiune, adică un program politic, să ai minim 35 de semnături de susținere din partea unor, se numește grupul de promovare moțiunii și de asemenea să obții susținerea a minimum 10 filiale județene care îți voteze în colegiul director județean susținerea moțiunii, adică a candidaturii. Deci vă susține candidatura filiala condusă de domnul Bolojan? Am foarte mulți susținători în filiala PNL Bihor. Este o filială pe care am fost apropiat de-a lungul timpului. Și mai are și colegul meu, Radu, o întrebare și mai avem 30 de secunde până la final. Radu, te rog, întrebarea. Încerc să fiu foarte comprimat. Domnule Orban, ați fost dezamăgit de această candidatură a domnului Câțu, invocând ideea că ați avut o înțelegere de a nu candida domnul Câțu. Vreau să vă întreb, ați avut o discuție tet-a-tet cu domnul Câțu despre această situație? Adică s-a produs și o discuție față în față în sensul acesta? Orice aș fi discutat tet-a-tet cu domnul premierul Câțu, dați-mi voie să nu spun publică, dacă o discuție se poartă între patru ochi, rolul ei este să se poartă între patru ochi și nu să fie făcută publică. Și un răspuns care mă mulțumește, pentru că oricum n-am fi avut timp pentru mai multe detalii, dar totuși forțez o ultimă întrebare. Domnule președinte Orban, cât costă o pâine? Variază prețul. Problema e că franzela tradițională costă 1,5 și există o tendință de creștere a prețului pâinii. Eu, în general, mănânc pâine feliată, care costă cam 6 lei. Cred că un premier, și de aici sunt convins că domnul Câțu chiar a înțeles, trebuie să informeze periodic, chiar săptămânal, asupra prețului, nu numai la pâine, ci și asupra unor prețuri. Prețul la motorină sau la benzină, prețul la kilovatului, la energie electrică, pentru că ele se regăsesc, cum se spun, în ceea ce afectează viața de zi cu zi a oamenilor, puterea de cumpărare a oamenilor. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru prezență. Să urmărească cu mare atenție, pentru că creșterea puterii de cumpărare, creșterea calității vieții, creșterea serviciilor trebuie să fie preocuparea permanentă a unui guvernant. Vă mulțumesc pentru prezență, stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră. Îl salut pe colegul meu, Radu. Noi ne-